Ambalajul oricărui produs alimentar va reflecta obligatoriu adevărul despre ce suntem pe cale să cumpărăm. Eticheta va arăta practic ca un scurt buletin de analize. Ea va conține date despre numărul de proteine, cantitatea de grăsimi, glucide și minerale. Obligatoriu vom citi și numărul de calorii. Și asta pentru că zeci de mii de români au probleme cu greutatea. Pentru persoanele care au anumite restricții medicale, cunoașterea cantității exacte de sare sau zahăr din alimente este crucială. Ca să nu mai vorbim că aproape jumătate dintre produsele de pe piață conțin euri pentru a fi conservate. Spre exemplu, pe acest pachet de biscuiți putem afla exact câte lipide, câte glucide conține, însă nu putem afla cantitatea de îndulcitor sau pudră de cacao conținută. Ca urmare a deciziei Parlamentului European. În viitor, pe acest pachet vor trebui să fie trecute mai multe date. Adoptarea actului normativ a fost salutat de cumpărători, care de multe ori sunt puși în situații dificile atunci când trebuie să aleagă un anumit produs. Ideea e foarte bună, dar mai să se respecte, că dacă nu se respectă, ce face? Binevenită pentru cumpărători. Pentru cumpărători e cel mai bine. De cele mai multe ori, da, se găsesc informații suficiente, dar alte ori, la alte produse, chiar nu există informații suficiente. Mi se pare ceva corect pentru sănătatea noastră și... Este important să știți exact ce da, conține. Da. Pentru că se bag tot felul de... euri. Da. Actul normativ intră în vigoare peste 2 săptămâni, dar noi vom vedea modificările începând cu anul viitor.